Aquatim demarează mai multe lucrări realizate cu fonduri europene pe străzile din Timișoara. În săptămâna 22-26 aprilie, pe strada Bârzava se execută lucrări de refacere a sistemului rutier, pe strada Avram Imbroane se execută lucrări de reabilitare a conductelor de apă DN400 și DN160 de la Retim spre strada Măcin, pe strada Simion Bărnuțiu se execută căminele de monitorizare aferente conductelor de apă, pe calea Lugojului se execută lucrări de refacere a sistemului rutier, pe strada Sfinții Apostoli Pet, și Pavel se execută lucrări de refacere a sistemului rutier. Pe strada Ulpia Traiana se execută lucrări de refacere a sistemului rutier la intersecția cu strada Eneas. Pe strada Mureș se execută lucrări de refacere a sistemului rutier la intersecția cu strada Martirilor. La podul Decebal vor începe lucrările pregătitoare aferente supra traversării conductei de apă DN600. Pe strada Batania se execută lucrări de refacere a sistemului rutier la intersecția cu strada Profesor Dr. Aurel Păunescu-Podeanu. Miercuri 24 aprilie se va realiza blindarea conductelor DN1000 la Strada Căprioarei și Câmpului, aferente lucrărilor de reabilitare a conductelor de apă, iar pe Strada Șopen, supra-traversare, se execute lucrări la Căminul de Vane, aferent supra-traversării râului Bega.